Saleh Mamasha și-a salvat cei 5 copii, siliți de cultul Shakahola să se înfometeze. Copiii nu aveau voie să mănânce sau să bea apă. Pastorul Paul McKenzie a chemat sute de oameni în pădurea Shakahola, de la care vine și numele cultului. Pastorul susținea că pădurea este un nou pământ sfânt. Unenda nchukua fimbo na mtandika yule mtoto ili aende mbele za Mungu, asirudi nyuma. Anaambiwa ataenda kukula kwa Mungu, hadi moja kwa moja hadi kwa Mungu. Sasa wewe huku mzazi ushapika ushakula. Copiii trebuiau să moară primii, dar nu și cei ai pastorului. Paul McKenzie urma să moară ultimul. Pădurea Shakahola este plină de morminte comune. Nilisikia mwenyewe akiongea. Alifutuweka mkutano. Kila Jumamosi tulikuwa tunakutana. Pastor alisema fanyeni haraka sababu mtu akilegea tutakuwa mbinguni kunejaa na mlango utafungwa. Ningashuka. Cei care rezistau și nu se înfometau erau bătuți sau chiar uciși. Unele corpuri găsite de poliție aveau urme de strangulare sau sufocare. Zeci de persoane au fost găsite în viață, dar sute de oameni sunt dispăruți. Oamenii sunt furioși pentru cele întâmplate și cer o anchetă și reformarea poliției locale.